Militarii au sărbătorit 150 de ani de la înființarea statului major general. Evenimentul a avut loc în sala dietei a Muzeului Țării Făgărașului și a reunit atât reprezentanți ai armatei cât și elevii ai școlilor din municipiu. Zi de sărbătoare pentru cei care poartă haina militară. Împlinirea 150 de ani de la înființarea statului major general a fost un bun prilej pentru militari să prezinte invitaților la simpozion materiale cu și despre cei care poartă această uniformă. În organizarea Centrului de Instruire pentru Infanterie și Vânători de Munte, în cooperare cu instituția muzeului, am organizat și desfășoară o manifestare prelejită de împlinirea 150 de ani de la înființarea statului major general. Statul major general al armatei este practic creierul acestei instituții și are o istorie care se confundă cu istoria României moderne și cu istoria armatei române moderne. La simpozion a luat parte și reprezentanța ai Serviciului Istoric al Armatei. Suntem veniți pentru un simpozion itinerant cu ocazia împlinirii a 150 de ani de la înființarea statului major general. Acest simpozion itinerant l-am parcurs prin mai multe garnizoane din țară. Statul major general a fost creat în 1859 printr-un ordin al domnitorului Alexandru Ioan Cuza.